Bine am găsit, prieteni! În acest clip vreau să vorbesc despre legătura dintre cafea, cafeaua cu cofeină și hipertensiunea arterială. Sunt studii care sugerează, arată faptul că persoanele care nu au hipertensiune arterială pot să bea cafea chiar până la 4-5 cafele pe zi, fără riscul de a dezvolta o hipertensiune arterială. Însă problema se pune la cei care au deja hipertensiune arterială, dacă ei pot bea cafea cu cofeină. Ei bine, se pare că până la 200 de miligrame de cafea pe zi nu este nicio problemă. 200 de miligrame de cofeină. Iar 200 de miligrame de cofeină se găsesc cam în 400 de mililitri de cafea. Indiferent că la filtru, la ibric, Nes, espresso, cantitatea de cofeină este cam aceeași. Deci se poate merge până la 2 când de cafea pe zi, fără probleme. Acum, sigur, depinde și fiecare cum se simte. Cel mai bine ar fi să faceți testul, beți cafea și vedeți, vă măsurați tensiunea după o oră, după două, după trei și vedeți cum evoluează. Dacă nu este crescută, înseamnă că puteți să beți fără probleme. Dacă însă vă dă un puseu de hipertensiune, atunci mai bine renunțați sau consumați cafea fără cofeină. Sper că a fost interesant. Dacă da, dați un like, dați un share, să ajungă informația la cât mai multă lume. Vă mulțumesc, pe data viitoare, sănătate, la revedere!